Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Vă spun la o nouă întâlnire cu cântecul nostru popular și așa cum v-am obișnuiți, cu interpreți de valoare certă ai folclorului nostru românesc. Iată că de această dată am poposit pe mirificul Plai Ponorean, acolo unde și Dumnezeu a pus cu mâna sa podul de piatră, acolo unde toți oamenii sunt cu sufletul mai aproape de porțile cerului și trăiesc cu credință în Dumnezeu. Tot de acolo, din această zonă binecuvântată de Dumnezeu, unde cântă păsările codrului, murmură izvoarele tot în ton muzical și, bineînțeles, foșnesc pomii tot în semn de prețuire pentru oamenii locului. Din acest loc binecuvântat de Dumnezeu cu oameni minunați, am ales astăzi un interpret pe care sunt sigur că i-ați ascultat cântecele, dar n-ați avut niciodată ocazia să-l vedeți prezent aici, în studioul televiziunii Accent TV, televiziunea sufletelor dumneavoastră, a gorjenilor de pretutindeni. Ei bine, eu l-am cunoscut cu ani în urmă și m-am îndrăgostit de stilul său de interpretare. Mi-a plăcut ca om. Caracterul lui este unul special, probabil și faptul că vine dintr-o familie cu oameni de la munte și din acel moment a rămas prietenul meu drag. M-am bucurat că pe parcurs a perseverat prin tot ceea ce a făcut pentru cântecul popular, iar astăzi este un nume bine cunoscut în muzica populară. Doamnelor și domnilor, alături de mine, Ionuț Tudorescu, căruia îi spun bună seara și bun venit în studioul televiziunii Accent TV. Ponore, ponore, plai scaldat în floare. Mulțumesc, dragilor, mulțumesc din suflet pentru invitație. Mă bucur că mi-a dat ocazia să creăm o poartă de legătură cu publicul nostru minunat și reușim, prin intermediul acestei televiziuni, să aducem cântecul, jocul și voia bună, așa cum își dorește fiecare român. Eu dorința mea mai veche să te am alături de mine aici în studioul televiziunii Accent TV, pe scaunul pe care au stat foarte mulți interpreți valoroși, pentru că Porți Deschise pentru Cântec este o emisiune care și-a propus de la început să aducă în fața telespectatorilor interpreți de valoare certă, dar și tineri care merită și bat la porțile afirmării. Ei bine, spuneam mai înainte că te cunosc de ani mulți. Ne-am cunoscut tot prin cântec. Prin cântec. Și din acel moment s-a creat această legătură de suflet și sunt tare mândru și vreau să le spun și telespectatorilor că dialogul dintre noi se poartă cu tati, eu sunt tati, așa este. Iar el este unul dintre copiii mei de suflet și de cântec, care nu m-a dezamăgit, în care mi-am pus încredere și speranță. Într-adevăr, prin tot ceea ce ai realizat în perioada destul de îndelungată, prin televiziuni, prin spectacole, ai demonstrat un lucru cert. Ai demonstrat că îți dorești cu adevărat să aduci cântecul acolo unde are valoarea lui, să și interpreții, unde le este locul. Unde le este locul, într-adevăr. Și nu ai ales în funcție de anumite criterii, nu. A primat valoarea. Valoarea, într-adevăr. Da. Și poate că și acest lucru a cântărit în relația pe care am deschis-o și pe care o avem. O întreținem. Da. Dar și pentru respectul care vi-l deosebit pe care vi-l port. Da. Mai există guri care spun că Neanelu e pretențios. Dacă n-am fi pretențioși,
atunci în casele telespectatorilor ar intra toată lumea și nu s-ar mai putea face o diferență. Așa și trebuie. Eu zic că fiecare interpret trebuie să realizeze că pentru a ajunge la un anumit standard trebuie să muncești și trebuie să ai și calități. Toți cântăm, dar trebuie anumite elemente care țin de, începând de la costum popular, de la interpretare, da. De la... Am întâlnit un cetățean care a început să-și bată soția să se facă cântăreaț. Și da. E lucru adevărat. Și a bătut-o până s-au despărțit. Și cântăreață tot n-a mai făcut-o, că femeia n-avea nimic comun cu muzica. Dar el se ducea pe la anunț și vedea câți bani câștigă solistele, știi? Și a zis, de ce să nu facă și el din nevasta lui o fabrică de bani? Da. Ei bine, dragii mei, ca de fiecare dată, binecunoscut un număr de telefon pe care, iată, colegii mei din regia de emisie l-au și afișat pe ecran, 0353414410. Vă va sta la dispoziție, mulțumindu-le colegilor pentru sprijinul acordat în realizarea acestei emisiuni și, așa cum o spun de fiecare dată, fără de care n-aș putea să duc la bun sfârșit această frumoasă emisiune. Ionuț, pentru că ai venit acum la început, pentru început în studioul televiziunii Accent, ți-aș propune să începem să cântăm. Am să te rog să interpretezi primele două cântece, colegii mei din platou deja sunt pe recepție și vreau ca primele două cântece să le ofer în dar tuturor celor care astăzi își serbează ziua de naștere, așa cum îmi place mie să spun, își mai prind în buchetul vieții o floare și tuturor telespectatorilor televiziunii Accent TV care ne urmăresc în acest moment. Când aveam 17 ani, n-aveam nici, n-aveam bani. N-aveam bani și n-aveam mince, dar aveam mânduță mulice. Când aveam vreo 20, știam seama la poteși, poteșile mândrelor, care mă așteptau cu dor. Fece, ca floarea din iarbă verge. Iar acum pe la 30 m-aș mai duce pe potești, m-aș mai duce pe potești, copiii îmi zic unde pleci. Thank you.
hai mândruță, draga mea, toată lumea să adună, uite, uite așa, să adună, să petreacă, hai mândruță, draga mea, și danțul cu toți îl joacă, uite, uite așa. Cine știe danțul bine să intre acum în oră, dacă joacă lângă mine o duc mu minor. Cine nu știe să joace, să vină și să se uite, că joc eu cu cine-mi place, danțul ca la munce. Hai mândruță, draga mea, în horă ca să jucăm, uite, uite așa. Alcine abia așteaptă, hai mândruță, draga mea, să le joc măcar o dată, uite, uite așa. Ce stai mândru ca pe ghempe, intră în horă, nu mai sta, că-ți o ia alta înainte, hai nu ce lasa. Că seară pe cojoc, știi tu bine, mândra mea, nu aveai stare geloc, tare-ți mai plășea. Hai mândruță, draga mea, cum mă calcă pe picioare, uite, uite așa. Ține mândru pasul bine, hai mândruță, draga mea, învârcește ce ca mine, uite, uite așa. Firea-i tu a furisătă, de cine mi tare drag, la iubit ești neîntracută, nu știu ce mă fac. Dar dacă ce iau la joc, am văzut mândruța mea, nu știi să ce mici deloc, vreau ce-o învața. Hai mândruță, draga mea, ce învăț eu nu fie șine, uite, uite așa. Și să vezi ce n-ai juca, hai mândruță, draga mea, ce s-o tușe pomina, uite, uite așa. Ce stau babile mirace când văd cum ce învârcesc, și pe margine-și dau coace, ce noi doi vorbesc. Faceți mora roată, roată, să vă roace, mândra mea, când s-a adu-i altă fată să joace ca ea. Hey! Nu-i altă fată să joace mai bine ca mândra ta, dar... Nici băiat să cânte mai frumos ca tine, nu cred că este, nu? Sunt, mai ales în zona de munță. Eu am spus în satul tău. În satul meu, da. Eu mi-s mândru. Vreau să, vreau să spun că eu sunt tare bucuros că de-a lungul anilor, și vreau să le spun și telespectatorilor, am avut marea bucurie să găsesc în această zonă binecuvântată de Dumnezeu voci minunate și începând de la Peștera Izverna, unde este inegalabilul Petrică Mățu Stoian, venim mai jos, Petrică Triță. Triță, da. După aia o luăm, trecem dealul la Niculina. La Niculina, la doamna Angelica Stoian. Da, Angelica, Regina. Sau de ce nu din general, vreau să-l salut pe Ion Dumitrașcu, care este un mentor al interpreților din zonă. Și mai tânăra generație, vreau să spun că m-am bucurat să lucrez cu Venera Despău Gogan, mai nou cu Mihaela, uite ce lapsus am, de s-a căsătorit cu Cosmin Streață. Mihaela Sultan Streață, da? Cu colega ta de cânte care se ocupă de arta populară, Pârvan, da, Oana Pârvan. Da. Vreau să salut de asemenea pe Elena Mimi Ștrancă, pe doamna Corlan, care sunt nume binecunoscute în cântecul popular. Și vreau să spun că, da, mi-aduc aminte de Marian Medregoniu, avea câțiva anișori și maică s-a spunea, domnul Nelu, ce ziceți, o să iese și el cântăreț? Și, cu siguranță. Și iată că Marian Medregoniu astăzi a confirmat. Am uitat-o, am uitat-o și îmi cer scuze pe Delia Barbu. Pe Delia Barbu, da. Vreau să spun că am avut-o cu mine recent la câteva spectacole și m-a impresionat câtă trecere are la public. Știe să-și vândă marfa extraordinar de bine. Bravo, și chiar mă bucur că este percepută în Oltenia ca o interpretă. Zona de munte a Mehedinților a scos, a arătat... Nu vreau să uităm pe Nina Predescu, nu vreau să uităm pe Irina Zoican sau bine, pe Anica Ganțu.
Nu, sunt da, aici, Mariana, este într-adevăr da. o grădină mare. Da, o grădină mare. Scos, de munte, a scos interpreții de seama cântecului. La voi este tot un născut. Da, da. Avem deja o legătură telefonică. Alo! Alo! Bună seara și bun venit în emisiunea noastră. Bună seara și bine v-am regăsit sau ne-am văzut. Știi de unde ne sună doamna? De la Melinești de Dolj. Ia uite ce frumos. Să rămânați cum. Doamna Ghiță, da? Bună seara, bună seara. Sărut mâna. Chiar urmăresc mereu cântecele. Nu-i frumoase. Are un cântec cu pădurarul. Pace, mă, de vânător. Asta ai făcut videoclip. Urmează. Și multe cântece frumoase și admir zona. Și mai ales acei soliști pe care i-ați enumerat. Așa. Da. Mi-i dragi foarte mult, foarte mult. Și mie. Ce să vă spun dumneavoastră? Mă bucur că aduceți în fiecare miercuri, întotdeauna sunt atentă să văd pe cine aduceți. Da, miercurea trecută m-a sărit rândul pentru că trebuie să mă și disculp în fața telespectatorilor la Craiova, a fost zilele orașului și vă dați seama că nu puteam să plec de acolo, dar sper că telespectatorii de la Accent TV înțeleg că mai era nevoie de mine și la Craiova în ziua de miercuri. Știam că nu este. Știți că la Craiova evenimentele încep luni, prin fiecare cartier, luni, marți, miercuri și joi și după aia se mută în centru. Frumos. Da. Da, doamna Ghiță. Toate cântecile de seara aceasta să fie pentru consătenii mei de aici, de la Melinești. Da. Cei după la Craiova, pe unde sunt, pe la Motru, pe la Târgu Jiu, pentru dumneavoastră, pentru familia Fota de la Dănciulești. Da. Pentru familia mea, și totul meu Teofan. Și pentru toți cei care vă cunosc. Toți care nu. Și inclusiv vreau să fac un apel la domnii de la cablu. Așa. Că prin dumnealor putem viziona acest post. Pe dumneavoastră aveți rețeaua ACTA acolo. Da. Da. Dar se mai întrerupe când și când. Și primiți semnal de la Dănciulești. Da, de acolo, de la Dănciulești. Am fost chiar în stație acolo, să știți. Da. Bine. Și de multe ori acele fibre nu sunt bine instalate, că de ieri și al alteri am avut probleme. E și vremea cum este afară, doamna Ghiță. Dar poate ne aud băieții și o să fie pe recepție. Păi asta așa am vrut ca să... Da. Mulțumim mult și vă dorim tot binele din lume și multă, multă sănătate, doamna Ghiță. Mă bucur că ne urmăriți în fiecare emisiune. Sănătate multă. Să rămână. Mulțumim din suflet. Ionuț, dacă tot am vorbit de primele începuturi, tu moștenești cântecul de mic copil. Da, aș putea spune că am o moștenire, dat fiind faptul că bunicul meu, din partea tatălui, pe care nu l-am cunoscut, a fost dat dispărut în cel de-al doilea război mondial, cânta atât din gură cât și din vioară în vechea mahala Bucureștiului. Uite, vezi? Da. Pleca din ponoarele de Mehedinți. Din ponoarele, da, iar fratele, deci unchiul bunicului, fratele lui, l-am cunoscut, cânta din vioară, mai puțin din gură. Da. Dar și betul tata cânta din vioară, cânta cu mâna stângă la vioară. Da? Mai era la Stoina Ilie stângă. Ilie Lăutaru îi se spunea, care tot așa cânta cu stânga. Da, deci în familie am de unde să trag rădăcina. Și ai început să... Da, am început să... Să cânti? Primul album când a apărut? Să spun prima poveste frumoasă, prima apariție pe o scenă la mine în comună, în Ponoarele, la statul Gheorghești. Da. Eram în clasa a 6-a, 7-a, nu mă rețin exact. Trebuia să cânt acel cântec cum era pe vremea... Patriotică? Da. Dunăre pe unge trăși, mule ce vezi, mule ce petrăși. Am uitat versurile. Și cum era microfon cu stativ, cu fir, da. Ne-am foarte strâns de un stativ. Am mai repetat încă o dată. N-ai făcut. Zic, poate cumva mi-aduc aminte. Da. Mă uitam spre doamna educatoare,
în speranță să-mi șoptească ceva. Da, nu? Să știi ce mai face Dunărea. Da, m-am luat cu mâna de mine, am început să plâng și am ieșit din scenă. Da, te-au iertat da. Spectatorii. După care am revenit, am cântat alte cântece, era da. Cu formația de la mine dincolo, de acolo, de la Ponoare, da. La Gheorghești. Într-adevăr, povești mă frumoase. Bucur nespus de mult că la voi aici încă se mai păstrează tradiția. Mi-e drag de câte ori ajung în zonă să văd femeile îmbrăcate în tradiționalele lor costume, da. De o varietate extraordinară. Am înțeles că și duminică a fost o horă la Gărdăneasa sau unde da. A fost, vezi? Nu, luni seara. Luni seara, da? De Rusalii tot timpul. Da, m-a invitat prietenul meu Cosmin Streață și Mihaela, le mulțumesc, m-au invitat la un grătar acolo, la Delureni. La Delureni, vezi? N-am reușit să ajung, am fost plecat. Da, vezi că m-am familiarizat cu zona. Cum să nu? Da, și n-am reușit să ajung, îmi cer scuze. Da, o să ajung eu acolo să văd. Ajungem. Da? Bun, haideți să mai cântăm și am înțeles că în premieră absolută astăzi seară o să vedem videoclipul tău. Uite că nu ne lasă telespectatorul. Avem un telefon. Da? Alo? Da, bună seara. Bună seara și bun venit în emisiunea noastră. Sărut mâna. Bună seara. Vă ascult. Aș vrea și eu un cântec. Da? Invitatul dumneavoastră. Da? Dar nu știu cum îl cheamă, că acum am intrat. Ionuș Tudorescu. Da. Păi nu știm nici noi cum vă numiți, așa că... Da, vă spun eu acum. Da. Mă cheamă Lăpădat. Da. Viorica. Da. Din satul Brădiceni, comuna Pesticeană. Oh, de la Brădiceni. Păi de lângă mine sunteți, doamnă. Eu sunt... Din Ponoarele, dar locuiesc în Baia de Aramă. Da. Nu e prea departe. Nu este, Doamne ajută. Da. Da. Pentru dumneavoastră, deci, vreți un cântec frumos și pentru familia dumneavoastră. Da, doamna Lepădat? Da, că avea mai multe dedicații să fac. Vă rog să le spuneți repede. În primul rând pentru dumneavoastră, invitatul dumneavoastră. Mulțumim. Familia mea. Da. Cu scrimei de la Târgu Jiu. Da. Cu nata lui băiatul meu de la Sadu Madalina. Pentru onașa lui fiul meu din Târgu Jiu, Camelia. Da. Pentru moșul lui fiul meu, Moașe, de la Craiova. Da. Pentru o nepoțică de-a mea din Valea Mare, pe nume Lăpădat Aura, care s-a mutat în Spania cu tot familionul ei. Ce bine a făcut. Da. A plecat din cauza sărăției. Ei, mi-am dat eu seama. Așa este. Și pentru cele două prietene ale mele. Da. Nuții Aureanu de la Arcan și... Chiar și Emilia din sat de la mine. Da. Cu tot dragul. Mulțumim, mulțumim mult. O seară minunată. Rămâneți în fața micului ecran cu cântecele lui Ionuț Tudorescu. Iar eu am să rog colegii să urmărim împreună cel mai nou videoclip în premieră absolută pe care Ionuț vi-l oferă în această seară. În special... Vremurile ungene, cu drag mi le-aduc aminte. Când eram tânăr Flăcău, codru tot era ale meu. Sunt gurel urcam pe muncele, după șerp și după șiute. Mistreții luam pe urmă, doar cu un topor pe mână. Codru cu mine-o făcut, pe veșie legământ. Cât moțânie cu vânat, ce el să nu mă ce spart. Codru cu mine-o făcut, pe veșie legământ. Cât moțânie cu vânat, ce el să nu mă ce spart.
vânători de fruncele, torta și merg pe munce. Tot în codru stau și acum, dar pe mână-i carabina. Când aud câinii la trân, șegonașii-n geal strigând, iau mistrețul pe cătare, focul puștii să-l doboare. Codru cu mine-o făcut, pe veșie legământ. Cât moțânie cu vânat, jepușcă nu mă gespar. Codru cu mine-o făcut, pe veșie legământ. Cât moțânie cu vânat, jepușcă nu mă gespar. Fost vânător, nu crece pacima lor. Ziua pușca-i la spinare, noaptea-i mândra pe pișoare. Pușca-n codru îmi pocnește, mândra cu foc mă iubește. Doamne, ține mult și bine, pe-amândouă lângă mine. Codru cu mine-o făcut, pe veșie legământ. Cât moțânie cu vânat, ce mândră nu mă ce spart. Codru cu mine-o făcut, pe veșie legământ. Cât moțânie cu vânat, ce mândră nu mă ce spart. Cărările bătuce, ce zăpadă și ploi mulce. Trec ortașii mei la vale, altă zăge vânătoare. Îmi iau pușca ginecucie, un pana la palarie. Și mă-ntorc cu dragă mereu, pe unde umblam plăcău. Codru pușca și mândra, ori și ud pacima mea. Pacima ge vânător, nu mi-o trășe până mor. Codru pușca și mândra, ori și ud pacima mea. Pacima ge vânător, nu mi-o trășe până mor. Doamne ajută! Doamne, rău am fost ursat când aveam 3 zile. Să trăiesc, să am de toate, nu și fericire. Fericirea n-o poți vinde și nici cumpăra. Genuige la Dumnezeu nici n-o poți avea. Spune-mi soare, spune-mi lună, spune-ți-mi ceva. Deși n-am inima bună, of, și deși e rea. Spune-mi soare, spune-mi lună, spune-ți-mi. Ce n-am inima bună, of, și de ce e rea.
rău la nimeni n-am făcut și nici n-am să fac. Dar gemul cere le-am tras și cred că-i păcat. Mulți mi-au făcut mie rău și m-au dușmanit. Eu nu i-am bagat în seamă, eu cu drag le cânt. Spune-mi soare, spune-mi lună, spune-ți-mi ceva. Deși n-am inima bună, of, și deși e rea. Spune-mi soare, spune-mi lună, spune-ți-mi ceva. Deși n-am inima bună, of, și deși e rea. Ani aș da din viață, i-aș da cu plăcere. Să trăiesc eu mai bine și să n-am durere. Durerea mi-a mâncat viața și m-a ofilit. Aș da tot și-am adunat să fiu fericit. Spune-mi soare, spune-mi lună, spune-ți-mi ceva. Deși n-am inima bună, of, și deși e rea. Spune-mi soare, spune-mi lună, spune-ți-mi ceva. Deși n-am inima bună, of, și deși e rea. A fost Ionuț Tudorescu, care a cântat, iată, pentru toți telespectatorii care ne urmăresc în acest moment, și sunt sigur că videoclipul a fost o bucurie pentru vânători. Da, pentru toți păcimașii, și aș vrea din suflet să-i mulțumesc prietenului meu, Ovidiu Achim, pentru că el este cel care a realizat, este în spatele acestui videoclip. O muncă destul de greu, aia zic eu, și pentru el, dar și pentru mine și pentru vânătorii mei. O zi întreagă în care ne-am purtat dintr-o parte, da, în alta, cum se realizează... Știu ce înseamnă, că și fiul meu, Vasile Tapotelătărețu, e vânător, și știu ce înseamnă. Patima de vânător. Patima de vânător. Ziua pușcă la pișor. Da. Ionuț, vezi, ai trăit în această zonă unde ai avut posibilitatea să culegi cântece de la bătrânii satului, unde ai avut posibilitatea să te inspiri de la interpreți înaintași. Rosteam numele lui Ion Dumitrașcu, pe care tu îl prețuiești foarte mult. Foarte mult, și sincer mă doare sufletul că a trecut prin acea perioadă grea, foarte grea, și trece, că nu, da, poți să... Pierderea unui copil este o durere care nu poate fi, da, măsurată. Deci nu, și te distruge ca om, efectiv. Da. Și cu toate astea, n-ai uitat niciodată să cânti. Mi-aduc aminte de cântecul tău cu... Satul meu numit Ponoare. Da, cu satul tău numit Ponoare, cu... Hei, plaiule, frumoasă scânteșile. Hei, plaiule, sau... cloșan, eu le cânt și la dușman. Da, fiindcă plaiul cloșan se întindea
pe vremea lui Tudor Vladimirescu, din, pleca de undeva din, de lângă Peștișani, da, și se ducea până dincolo de, de Balta. Așa era Plaiul Cloșani. Plaiul Cloșani, da. Mi-aduc aminte, am filmat odată pe câmpia de la Padeș și am avut posibilitatea să cunosc acolo un domn care mi-a povestit lucruri extraordinare. Probabil un... un băștinaș. A, deci nu era un moștenitor din pandurii lui... Ba da, dar era omul, era... Da, 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 da. Mai avem o legătură telefonică. Alo! Alo! Bună seara și bun venit în emisiunea noastră! Bună seara, domnul profesor! Eu sunt Nenanelu. Bine, eu sunt Jean Popescu, sunt de la, din Gorj, de la Păleți. Da. Nu întâmplător. Sunt urmașul unui veteran de război din Mehedin. Da. Bunicul meu a fost mehedințean. Da. Mă bucur, Doamne ajută. De unde? El la Pinoasa, Gorj, mă rog. Da. Nu, de unde? Din Mehedin? El, săracul, a plecat în război și mamaia era porțoasă cu așa și când n-a mai venit, că a murit săracul. Da, 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 da. Domnule dragă, vă mulțumesc pentru emisiune, aveți o mare calitate. Vă mulțumim și noi. Pentru Oltenia, vreau să vă spun. Da. Mă scuzați că mă emoționez. N-are nimic, ne sunteți drag. Domnule dragă, asta e. Să vă dați, nu ne-ați spus cum vă numiți. Jean Popescu de la Păleți. Domnul Jean, să vă dea Dumnezeu sănătate și putere multă, să fiți mereu bucuria celor dragi. Că emoții avem toți în anumite momente. Importante sunt trăirile fiecăruia. Domnul profesor, vă rog. La ora asta eu m-am săturat de oameni prea deștepți, care de fapt n-au nimic în cap. Așa este. Mă scuzați că sunt mai dur acum, că sunt nervos. Păi de ce? Fiecare... Dacă văd că lumea e făcută rău, am o problemă. E intenționată rău, dar să sperăm că va veni și vremuri mai bune. Am convingerea că de aici încolo copiii o să învețe carte și să redevenim cu învățământul așa cum l-am știut noi. Da. Da, eu am un pic de școală pedagogică și, mă rog, asta e. Da, domnul Jean. Bine. Mă bucur. Vă mulțumesc, vă rog să mă scuzați și... Mă bucur că ne-ați sunat. Vă mulțumesc pentru emisiune și... Sănătate multă. Eu consider că dacă am zis câteva cuvinte, n-am deranjat. Cine a spus treaba asta? Mă bucur că ne-a sunat. Sănătate! Doamnelor și domnilor, am să luăm o regie din regia de emisie, să luăm o scurtă pauză publicitară, după care o să-l ascultăm din nou cântând pe Ionuț Tudorescu. Publicitate! I fell in love with the pizza. La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu, la o pizza comandată primești încă una gratis. Sau de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâtea băuturi primiți. Telefon livrări 0253-221177, 0353-401177 sau 0731-347-831. Dolce Vita, pizza pentru amândoi. Raico, dealer Husqvarna, dă startul campaniei de primăvară. Ai reducere 200 de lei la motoferăstrău Husqvarna 236 și motocoasa Husqvarna 128, 150 de lei la mașina de tuns iarbă, 200 de lei la 4 modele de motounelte pentru Garviu, 150 de lei la refolatoare pentru frunze, reduceri de până la 300 de lei pentru o gamă variată de motounelte pentru cosit și motoferăstraie, 200 de lei la motoferăstrăul 562XP și cadou o cască de protecție. Primești
primești un set de foarfeci de grădinărit cadou la achiziționarea unei mașini de tuns gazonul. La noi găsești motocultivatoare Verdina, adresate pentru cultivarea grădinilor de legume. Husqvarna, ne găsești în Târgu Jiu, Novaci, Târgu Cărbunești, Turceni, Motru, Pazeș, sat Apa Neagră. Telefon 0253-210736. Raico, e al naibii de greu să fim cei mai buni. EMI Events Music, partenerul dumneavoastră de nădejde în organizarea unui eveniment muzical. Fie că e vorba de spectacol, zilele orașului, zilele comunei sau orice alte manifestări cultural-artistice. EMI Events Music este garanția unui eveniment reușit. Ne găsiți pe Facebook, YouTube sau la telefon 0722 833 814. Partener media Radio Accent și Accent TV. EMI Events Music. Rețeaua magazinelor Max se extinde anul acesta în județul Gorj. Începând cu 1 martie, Max deschide un nou magazin de prezentare, în Bumbești Pițic, la doar 8 km de Novaci, prin Pociovaliște, accesibil și locuitorilor din Alimpești, Baia de Fier și Polovraci. Aici veți găsi gresie, faianță, parchet, uși de interior și uși metalice, căzi de baie, cabine de duș, obiecte sanitare și alte articole pentru amenajări interioare și exterioare. Max, civilizația în comerțul cu materiale de construcții. De la 1 martie și în Bumbești Pițic. Șoferii isteți își montează instalație GPL la Vumar Prod SRL. Vumar Prod SRL. Dispunem de servici auto, montaj, întreținere și reparații instalații GPL. Ne găsiți în fiecare zi de luni până vineri, de la ora 9 până la ora 16. Puteți să ne contactați și la numărul de telefon 0253 214 554. Vumar Prod SRL este la dispoziția dumneavoastră cu două stații GPL în Târgu Jiu, pe strada Luncilor numărul 85 și pe calea București numărul 64. 24 de ore din 24 și 7 zile din 7. Vumar Prod SRL. De 14 ani suntem împreună și continuăm tot împreună. Vumar Prod SRL. Grijă pentru mașina ta. 10 Eurofruta SRL selectează personal feminin și cupluri pentru campaniile de cules fructe și manipularea fructelor în fabrică. Se oferă cadru legal de muncă, cazare gratuită, salariu realizat între 900 și 1500 de euro. Transportul este asigurat de către firmă. Comision 0. Detalii și informații la numărul de telefon 0247 411 247. Profi. Mai ieftin, mai bun, mai aproape. Acum în cele trei magazine din Târgu Jiu, Parâng, Paralela 45 și Piața Mică. Profi îți pregătește reduceri săptămânal. Vino și convinge-te. Telemea de vacă, vadul laptelui, 5,99 lei. Cașcaval Natur Dalia, 7,99 lei. Cârnați Grill Mălina, 15,9 lei. Roșii, 5,29 lei. Varză albă nouă, 1,99 lei. Vino acum în cele trei magazine din Târgu Jiu, Parâng, Paralela 45 și Piața Mică. Profi îți pregătește reduceri săptămânal. Vino și convinge-te! Profi, mai ieftin, mai bun, mai aproape! Apartament, două camere, Alea Taylor, etaj 1, zona 9 mai. Multiple îmbunătățiri, deosebit, merită văzut. Preț negociabil la fața locului. Relații la telefon 0799 620 520. Accent TV angajează secretară.
cerințe, cunoștințe generale despre economie, marketing și promovare, persoană serioasă cu viziune creativă și dinamică, abilități de comunicare, amabilitate și muncă în echipă, permis de conducere categoria B, aspect plăcut și ținută business, disponibilitate la program prelungit și deplasări pe teren, cunoștințe de operare pe calculator. CV-urile pot fi depuse în privat pe contul de Facebook Accent TV Oltenia. Și-mi fac cu-i dragoste nouă, și-mi fac cu-i dragoste nouă. Sus la munce viscolește, la Craiova iarba-mi crește, dorul mândrii mă topește. M-aș face unge-i luna, să dau cu mândruța mâna, să dau cu mândruța mâna, că n-o să trăim cât lumea, că n-o să trăim cât lumea. Cât-i lumea n-om trăi, dar cu mândra m-o iubi, dar cu mândra m-o iubi, măi. Draga Neichi Florișa, ce zic eu, zice și ea, ce zic eu, zice și ea, că așa merge dragostea între mine și mândra mă. Dragul mândrii boboșel, zice ea, zice și el, că-i neicuța cinerel mă. Neiculița ge la munce, poartă dragostea pe frunce. La Craiova vine iuce, la mândruța s-o saruce, la mândruța s-o saruce. Trășe jâul, trășe gârla, că i-ai cunoaște cașula, că i-ai cunoaște cașula. Că-i gemel și negrișoare, și-a dormit la mândra-n poală, și-a dormit la mândra-n poală. Ce flori are lunca, le-aș culege cu mândra, le-aș culege cu mândra, dar mi-e frică gebelea, că ne vede și neva și umple toată lumea, că ne vede și neva și umple toată lumea. Și ne află
și ne leagă, și ne leagă cot la cot, și ne poartă satul tot, și ne dau drumul pe apă, de cei dragi să ne despartă, și ne dau drumul pe apă, de cei dragi să ne despartă. Mândruțo să fugim, un giompucea să trăim, că aici nu-i ce trăit, dușmanii s-au înmulțit. Drumul-i lung și om fugi, lumea-i largă și-om trăi. Drumul-i lung și om fugi, lumea-i largă și-om trăi. A fost Ionuț Tudorescu și alte două cântece frumoase pe care le-am oferit în dar, Ionuțe, tuturor celor ce ne urmăresc în acest moment. Și avem din nou o legătură telefonică. Ado! Alo, bună seara! Bună seara și... și invitatului dumneavoastră. Salut, și bun venit în emisiunea noastră. Mă numesc Maria Barot. Da. Bunicii mei se trag de la Gădăneasa, aproape de satul Ionuț Tudorescu. De cătunul meu de la... Au fost prieteni cu părinții lui Ionuț. Mă bucur. Ah, da, cred că și știu despre cine e vorba, da. Da. Am și un verișor care cântă. Cum se numește? Tot Raicu. Pe Ion Raicu, Raicu, da. Ion Raicu, da. O voce deosebită. Da. Da. Îmi place vocea domnului Ionuț Tudor. L-am ascultat și pe CD-uri și la nunți. Am fost alături de dumnealui unde acolo unde a cântat. Știe să cânte și la nunți? Este poftit. Știe să cânte și la nuntă? Ei, păi, cum să nu? A fost o glumă, doamnă. Să rămână pentru cuvintele frumoase, mulțumesc. Da. Da. Și astăzi am sunat în seara asta pentru că eu cu soțul meu împlinim 31 de ani căsătorie. La mulți ani, doamnă. Mulți înainte, doamnă. Și vrut să ne ofere o melodie sau toate melodiile așa mai de suflet și mai... La mulți ani cu bucurie și cu sănătate, să vă deie Dumnezeu să le aveți pe toate, să vă fie sufletul și casa bogată, la mulți ani cu drag pentru viața toată. Să fiți sănătoși. Să aveți o viață frumoasă, să vă bucurați. La fel și dumneavoastră și ascultăm cu drag toate emisiunile dumneavoastră. Mulțumim. Și să mai chemați pe domnul Ionuț Tudorescu. Da. Și să ne chemați și dumneavoastră pe noi la nunta de aur. De aur. Da, mai este, da. Mulțumim. Iar eu să vin să vă cânt. Da. Să dea Dumnezeu. Să Doamne ajută. Să vă bucurați de viață alături de soțul drag și să fiți... Să auziți numai de bine. Da. Sănătoși. Numai bine. Sănătate, numai bine. Doamne ajută. Ionuț, uite, mi-a aruncat doamna mingea la fileu. Poate fetele... Își pun întrebarea dacă ești căsătorit, dacă nu ești căsătorit. Acum, dar le fac din mână cu verigheta. Da. Trebuie să le spunem că tu ai o familie minunată. Vreau să-mi dai voie să o salut și eu pe soția ta minunată, să-i spun să rud mâna, doamnă, și să-i mulțumesc pentru faptul că i-ați înțeles lui Ionuț din totdeauna dragostea lui nemărginită pentru cântec. Că așa sunt artiștii. Mai trebuie să mai plece de acasă, ba la o nuntă, ba la un spectacol, și soțiile sunt cele care rămân acasă cu, așa este, cu copiii. Câți copii ai, Ionuț? Am două fetițe. Să străiască. Doamne ajută. Ce trebuie să le mai spunem telespectatorilor? Că Ionuț face casă bună și cu cântecul, dar și cu meseria pe care o practică. El este directorul finanțelor de serviciului fiscal Orășeni. Așa îmi place mie să spun director. Da. De la Baia de Aramă și este un om extraordinar.
care știe să armonizeze contribuabilul, da, să-l aduc contribuabilul, în, da, da? Să-l aduc în fața bugetului de stat, să zic așa, prin cântec. Da. Și uite, dă-ne cazul, chiar dacă are 10 lei în buzunar, zice, domnule, am o datorie la buget. Dar trebuie să mi-o achit. Îi dau și pe ăștia, da. Da. Păi probabil asta înseamnă să te respecte oamenii în mijlocul cărora trăiești și tu, da, la rândul tău, ai îmbrățișat proverbul, respectă și vei fi respectat. Dintotdeauna bunicii, părinții mei mi-au imprimat, să zic așa. Da. Cum se face că tu ești din Ponoare, dar te-ai mutat la Baia, nu? Da, sunt acolo, sunt căsătorit. Stai în casă la nevastă? Da. Da. E bine. Nu bine, foarte bine. E foarte bine. Am văzut că la tine în curte este așa ceva specific folcloriștilor, nu? Da, păi începând de la gardul acela din piatră, cu ușile din lemn, acele, da, uși mari, porți, de fapt, așa acoperite cu... Avem un telefon, ia uite, da, deja. Zi, termină. Alo! Nu putem. Alo! Bună seara și bun venit în emisiunea noastră! Domnul profesor, eu am revenit cu un telefon, sunt Jean Popescu de la Băleți. Da, domnul Jean! Îmi place foarte mult emisiunea dumneavoastră și copilul ăsta chiar are... Este din Tilamăge zonă. Are voce, nu? Da, nu are numai glas. Voce, are și veri și arată și... Are de toate. Da, domnule. Mulțumesc, domnule Jean. Un singur lucru vreau să vă spun. Vă rog. De fapt, nu am eu, nu pot să zic eu că sunt un om care cunosc muzica de la Venedic, însă, dacă dumnealui ar încerca, că el, dumnealui are o voce teribilă și... Ceva specific. Da, fără discuție. Domnule, mama muzicii de la Mehedis este Domnica Trop. Domnica Trop, da, știm cu toții. Dânsii toți îi spun mama Domnica. Domnul profesor, vreau să vă spun ceva. Eu, mie mi-a plăcut folclorul și am un pic de... Dar nu, n-am școală pe tema asta. Însă sunt sensibil la lucrurile astea. Mă bucur, domnul Jean. Atâta vreau să rog pe domnul... Ionuț. Da. Domnule, sunt niște melodii teribile, domnule. Dumneata trebuie să te apleci spre muzica aia, nu de pauze, nu știu ce. Da, spre muzica... tradițională din Mehedinți. Mulțumim, nu face nimic, domnul Jean. Vă mulțumesc pentru intervenție și vă doresc o seară minunată. Da. Un singur lucru l-a rugat pe domnul Ionuț. Da. Domnule, mi-a plăcut mie o melodie de la Anica Sarsu. Da. Cunoașteți melodiile, doamna... Cum sunt? Toate melodiile sunt frumoase. O să vină și Anica cât de curând, da? Pa, la revedere! O seară frumos! Hai, eu nu știu, să mai cântăm ca să-l bucurăm pe domnul Jean. Am să-l invit din nou să cânte pe Ionuț Tudorescu. Focuri, mai scăpat din multe locuri. Revolvire cu șapte focuri, mai scăpat din multe locuri. Gilacuț, vet și topor, gila mândra, ginobor. Gilacuț, țuit și topor, gila mândra, ginobor. Revolvier automat, gila mult ce mai scăpa. Revolvier automat, gila mult
scăpat. Gila cuțit și ciumac, Gila mândruța din prag. Gila cuțit și ciumac, Gila mândruța din prag. Ce mi-e drag pe lume, carabina să la sune. Ce mi-e drag pe lume, carabina să la sune. Revolverul să pornească la mândruța pe fereastră. Revolverul să pornească la mândruța pe fereastră. Ce mai mi-este drag pe lume, un cal bun cu hamuri bune. Ce mai mi-este drag pe lume, un cal bun cu hamuri bune. Și-o mândră făcută bine să mă iubească pe mine. Și-o mândră făcută bine să mă iubească pe mine. Ge-ar crapa inima în ea să nu spună că-i așa. Ge-ar crapa inima în ea să nu spună că-i așa. Lumea-mi zice că sunt biat. Foaie verge m-a tostat. Lumea-mi zice că sunt biat. Dar eu sunt amurezat. Ce două fece din sat, ce două fece din sat. Ce amurezat ce sunt. N-aud și nu văd nimic, n-aud și nu văd nimic. Stau în loc și mă gândesc pe care să-mi o iubesc. Stau în loc și mă gândesc pe care să-mi o iubesc. Aș iubi pe-a bălăioară, brunețica mă omoară, brunețica mă omoară. Aș iubi pe-a bălăioară, brunețica mă omoară, inima mi-o bagă în boală. Sane dure, bălăioara mi-are da gură, ce rușine nu sane dure. Dar când trec pe lângă ea,
mi-ar închice poceca, mi-ar închice poceca. M-ar opri în drum odată și mi-ar da gurița toată, și mi-ar da gurița toată. Să iubești și să n-ai parce. Și în curcatură, frate, să iubești și să n-ai parce. Iar pe cine ce iubește, să nu-i dai nicio nadejde. Să nu-i dai nicio nadejde. Ochii negri o iubi, a fost Ionuț Tudorescu, care iată prin cântec din nou ne-a dus mai aproape de omul de la munte. Cât pe lume voi trăi, ce mândră noi, nu mă ce spune. Noi suferi. Noi suferi, da. Da. Vreau să spun că m-am bucurat nespus de mult atunci când tu ai realizat primul album. Satul meu numit Ponoare. Satul tău Totuina... numit Ponoare și ai dat și un titlu sugestiv. Da. Și iată că a fost și Doina care... Am să cânt o strofă din... Da. Dar avem, dar un, avem telefon. Un telefon. Alo! Alo, bună seara, domnul Nelu! Bună seara și invitat! Bună seara, bună seara, doamna! Să rămână, Bățuc, să rămână! Mioara Culvulescu din Vlăduleni. Da, doamna Mioara. Toate cântece invitatului dumneavoastră... Le vreau să pentru băieții mei, toți trei, și pentru nurorile mele. Da? Cu tot dragul. Pentru soțul meu și pentru sufletul meu, că îmi place muzica populară la nebunie. E bine. Și pentru toți consătenii și vecinii mei din Vlăduleni. Pentru vecina mea din Olescu, pentru și Poteanu, toți consătenii mei care mă iubesc și care nu mă iubesc. Și care ascultă muzică la Accente Verde. Televiziunea sufletelor dumneavoastră. Da, și pentru dumneavoastră și invitatul dumneavoastră. Cu mă tot bucur, dragul, doamna mulțumim Mioara. Din suflet. Face videoclipul care l-are îmbrăcat vânător. Da? Da. Și eu l-am certat. Să-mi, iau, să-mi iau vorbele înapoi atunci. Nu, nu. Nu că-mi da. Place. Păi el e frumos și vânător, e frumos și îmbrăcat în costum național. Da. Da, dumneavoastră, cum vă place mai mult? Vânător sau în costum național? Cum îi place dânsul, în costum național, așa mai e. Eram sigur. Da, pentru respect... Așa cunoaște mai bine. Da. Dacă pentru... îl văd, normal, îmbrăcat, nu-l cunosc, dar așa-l cunosc. Da. Mă bucur, așa doamna este. Mioara, că ne-ați sunat. Vă dorim da. O seară bună și toate și cântecele care vor urma sunt un dar pentru dumneavoastră. Ionuț, să repede, repede două vorbe din Doină, repede, ca intrăm în publicitate. Hai, hai, frunzuliță, foaie lată, am colindat țara toată, colindai în lung și-n lat, dar ca cine n-am aflat, satul meu scaldat în floare. Satul meu numit Ponoare. Mulțumesc, Ionuț. Hai să luăm publicitate, după care ne întoarcem din nou cu cântec. Publicitate. I fell in love with the pizza. La
Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu, la o pizza comandată primești încă una gratis. Sau de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâtea băuturi primiți. Telefon livrări 0253 221177, 0353 401177 sau 0731 347 831. Dolce Vita, pizza pentru amândoi. Dacă ați ales Târgu Jiul, vizitați Pensiunea Jiul. Pensiunea Jiul Central, prețuri de 2 stele și condiții de 3 stele. Situată în municipiul Târgu Jiu, ultracentral, la 50 de metri de axa ansamblului Constantin Brâncuș. Dispunem de camere spațioase, amenajate conform standardelor europene, dotate cu cabină de duș în fiecare cameră, internet wireless gratuit, căldură și apă caldă non-stop. Pensiunea Jiul Central, ne facem remarcați prin serviciile excelente și prin personalul atent selecționat. Pensiunea Jiul Central. Liniștea dumneavoastră, misiunea noastră. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada 16 februarie, numărul 2 sau la numărul de telefon 0253 211 085. Rețeaua magazinelor Max se extinde anul acesta în județul Gorj. Începând cu 1 martie, Max deschide un nou magazin de prezentare în Bumbești Pițic, la doar 8 km de Novaci, prin Pociovaliște, accesibil și locuitorilor din Alimpești, Baia de Fier și Polovraci. Aici veți găsi gresie, faianță, parchet, uși de interior și uși metalice, căzi de baie, cabine de duș, obiecte sanitare și alte articole pentru amenajări interioare și exterioare. Max, civilizația în comerțul cu materiale de construcții. De la 1 martie și în Bumbești Pițic. Raico, dealer Husqvarna, dă startul campaniei de primăvară. Ai reducere 200 de lei la motoferăstrău Husqvarna 236 și motocoasa Husqvarna 128, 150 de lei la mașina de tuns iarbă, 200 de lei la 4 modele de motounelte pentru Garviu, 150 de lei la refolatoare pentru frunze, reduceri de până la 300 de lei pentru o gamă variată de motounelte pentru cosit și motoferăstraie, 200 de lei la motoferăstrăul 562XP și cadou o cască de protecție. Primești un set de foarfeci de grădinărit cadou la achiziționarea unei mașini de tuns gazonul. La noi găsești motocultivatoare Verdina, adresate pentru cultivarea grădinilor de legume. Husqvarna, ne găsești în Târgu Jiu, Novaci, Târgu Cărbunești, Turceni, Motru, Pazeș, sat Apa Neagră. Telefon 0253 210736. Raico, e al naibii de greu să fim cei mai buni. Casa de discuri Amy Evans Music a lansat pe piață un album muzical cum rar îți este dat să asculți. Muzică lăutărească, folclor, muzică de suflet, muzică instrumentală de calitate, toate sub același titlu. Așa e inima mea, semnat Ana Maria Stoian și Marian Mexicanu. Așa e inima mea, pe legi la rană cu ea, poate m-am lăsat de mine. Amy Evans Music, casa de discuri care își răsfață publicul și își respectă colaboratorii. Aici sunt artiștii și muzica sufletului tău. Apartament, două camere, Alea Taylor, etaj 1, zona 9 mai. Multiple îmbunătățiri, deosebit, merită văzut. Preț negociabil la fața locului. Relații la telefon 0799 620 520. Accent TV angajează secretară.
cerințe, cunoștințe generale despre economie, marketing și promovare, persoană serioasă cu viziune creativă și dinamică, abilități de comunicare, amabilitate și muncă în echipă, permis de conducere categoria B, aspect plăcut și ținută business, disponibilitate la program prelungit și deplasări pe teren, cunoștințe de operare pe calculator. CV-urile pot fi depuse în privat pe contul de Facebook Accent TV Oltenia. Și-ai zis că la mâna ta m-ai prins. M-ai prins mândru numai odată, nu pentru viața toată, că viața nu-i de-o zi, ce faci de vorbă lumii. M-ai prins mândru numai odată, nu pentru viața toată, că viața nu-i de-o zi, ce faci de vorbă lumii. Merge luna pe salin, jaba vieși mândr-o venin. Merge luna peste sat, vezi mândr-o că ce-am lăsat. Poți să vieși tu și o travă, că mie nu mai mi-ești dragă. Merge luna peste sat, vezi mândru că ce-am lăsat. Poți să virși tu și o travă, că mie nu mai mi-ești dragă. Înșeată mândr-o cin plâns, că eu ce-am iubit de-ajuns. Înșeată și gin oftat, și să-ți găsești alt băiat, și să-ți găsești alt băiat, mai dulce la sărutat. Să n-alegi la vreme rea, capucă poceca mea, capucă poceca mea, și ce lasă singurea. Toată lumea mă întreabă, toată lumea mă întreabă, unde ai dus mândruțo dragă, unde ai dus, pe unde ești, în calea mea nu mai ești, nu mai ești în drumul meu, parcă ți-am făcut doar rău. Mi-am iubit și ți-a plăcut, rău mândru nu ți-am făcut.
făcut, ne-am iubit și ți-a plăcut. Dar de la o vreme încoașe, și-a fost frumos, nu-ți mai place. Ai suflet nepăsător și eu nu mai pot ce dor. Cu dor, mâine cu dor, poate crezi că am să mor. Azi cu dor, mâine cu dor, poate crezi că am să mor. Că dor s-am mai pomenit și alții s-au despărțit. Eu dau ocol satului să găsesc leac dorului. Ce iubesc de mult, tot așa pot să ce uit. Cât mi ce iubesc de mult, tot așa pot să ce uit. Că mai sunt fece ca cine să mă iubească pe mine. Odată îmi fac ochii roată și găsesc o altă fată. Că mai sunt fece ca cine să mă iubească pe mine. Odată îmi fac ochii roată și găsesc o altă fată. Și normal, pentru că ai văzut ce a spus doamna, că ești frumos în costum național. Faci ochii roată, te îmbraci în costum național, găsești și fete și dar faci și rost de bani. Dar și în alte vânătoare. Da. Nu te-am văzut niciodată la vânătoare, așa că... Să știi că mi-a dat Dumnezeu mai multe calități, dar nu le-am avut cu pescuitul, păi nu le-am începe, avut cu începe. Fumatul, cu băutul, cu vânatul. Lasă, tati, că în vara asta te invit eu la o vânătoare adevărată și... Poate să simți așa un pic de adrenalină. Da. Și poate să vezi atunci. La voi aici sunt fazani. Sunt fazani. Nu, nu la fazan, nu. Mergem la Purg Mistete. Bă, am un nepot care mă cheamă mereu la un grătar de fazani, știi, să vezi așa un platou. Da, eu pe partea asta de bucătărie nu... Da. Nu le am. Atunci tu să vânezi, să-mi dai mie să gătesc. Eu dau să ochesc bine. Că mie îmi place să gătesc. Am învățat, mai făceam cât un preparat așa, știi, și o surprindeam chiar și pe nevastă mea. Ia uite. Dar eu făceam experiență, de fapt. A, experiență, da. Da. Ionuț, ne apropiem cu pași repezi. Văd că ce e frumos se duce repede. Dacă am putea să oprim timpul în loc. Vreau să te întreb... Dacă trebuie să știe și telespectatorii. Mai avem un telefon și după aia te întreb. Alo? 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 Bună seara! Să trăiască domnul Nelu! Și dumneavoastră! Să trăiască și eu! Toată stima, Doamne ajută! Iora Coceanu din Slivinești! Da, maestre! De-abia reușit de vă prinsă, că să lepea trecută nu v-am prins. Da? Da. Ia spuneți, domnul Ion. Ce să spun, domnul Ion? N-am, cum să vă spun, am niște emoții mari de tot. Lăsați-le la o parte. Eu asta ce să le las la o parte. Așa cum de fiecare dată azi. Sufletul meu și inima mea este îndreptată spre folclorul românesc și, în primul rând, pentru persoana respectivă care vine de fiecare dată, adică miercuri seara în acest studio și ne umple casa și sufletul de bucurie cu oamenii de marcă și oamenii de valoare care aduce în studio. Și credeți-mă, face un efort, vine de la Craiova în fiecare miercuri. Știu, nu este ușor. Știu. Dar să nu uitați, domnul Ion, că pentru oameni, așa cum sunteți și dumneavoastră, niciodată efortul nu este mare. Ba, eu după mine zic că e totuși mare. Că să vin din Craiova în Târgu Jiu și vorba aceea, să pleci în Târgu Jiu la ora asta, așa târzie, nu e atât de ajuns. E 100 de kilometri până la Craiova, așa că... E, uite că... Da. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că suntem sănătoși și că încă mai putem să facem lucruri bune pentru semenii noștri.
Aș avea ceva cu Ionuț să discut cu Ionuț, că Ionuț este un bun prieten al meu și am fost și colegi amândoi. Îl știți pe domnul Racoceanu? Nu unul dintre acum. Cei mai mari șoferi pe care i-a avut Irta Gorj. Am zis bine, domnul Ion? Exact. Nu te-a dus aminte, Ionuț? Dar cu 25 de ani în urmă. Da. Mai întoarce, Doamne, roa ta. Nu, acum 25 de ani era tânăr și avea bani. Naion. Când aveam 17 ani, n-aveam mince, n-aveam bani. N-aveam bani și n-aveam mince, dar aveam mândruță mulce. Da. Așa avea și Naion. Să nu ne audă doamna. Gata, mi-aduc aminte, da. Trec anii. Așa nu e o problemă, chiar dacă aude, el nu-i problemă. Ce rugăminte aș avea la Ion? A intrat la decret. La glasul tău pe care l-ai, ar trebui să faci niște cântece pe lung. Adică așa mai pe lung așa. Mai doinite. Că ai un glas extraordinar de frumos. Și la televizor, când te văd la televizor, când vorba aceea, când ești în emisiuni, nu spun câtă bucurie e pe geamul meu când te văd cântând. Da. Da, mă bucur, într-adevăr, uite, mi-ai dat de gândit. Eu acum, adică asta e o părere a mea personală. Deci, sigur, adică, sigur. O plăcere a mea, că mie, că să vă spun ceva, nu că mă lau. Mi-a plăcut și mie să cânt în viața mea. Dar în schimb, n-am avut parte de ea, ca m-a ținut de șoferie, nu m-am dat și la muzică. Da. Eu ce să vă zic, în continuare, succes și emisiune cât se poate de mai frumoasă, mai frumoasă și oameni de valoare, așa cum i-ați adus de fiecare dată, să aduceți în continuare oameni de valoare în acest studio. Că este foarte frumos. Toată lumea îl îndrăgește studioul respectiv. Toată lumea mă întreabă cum faci tu de ei legătura, zice, cu ăsta, cu Radio Accent la Târgu Jiu. Bă, bine, sun la telefon, așa fac și stau o oră cu telefonul mână până că îi prind. Perseverența e mama succesului. Bravo, Ion. Mă bucur, domnul Ion, și m-a supărat dacă n-ați intrat cu noi în legătură directă. Oricum, fie ca bunul Dumnezeu să vă țină obiceiul și să vă bucurați în continuare de viață. Vă mulțumesc mult de tot și dumneavoastră tot la fel și în continuare succes. Doamne ajută. Să fie, Doamne ajută. Mulțumesc din suflet. O seară minunată. Doamne ajută. Ionuț, haide să mai cântăm. Cântăm repede pentru că vreau să mai cântăm două cântece și vedem ce ne mai oferă spațiul care îl mai avem la dispoziție. Ionuț Tudorescu. Foaie vierge, cetriflori, puse-i natri vrăjituri, toace-n spuseră că muri, ca fluturul printre flori, ca fluturul printre flori, toace-n spuseră că muri, ca fluturul printre flori, ca fluturul printre flori. Cinerică, numai una cinerică. Baiețele, să n-ai frică, căci ești tânăr și voinic. Să n-ai ceamăge nimic, să n-ai ceamăge nimic. Căci ești tânăr și voinic, să n-ai ceamăge nimic, să n-ai ceamăge nimic. Doamne, pan mâine, ce-aș muri, Doamne, pan mâine, pe
nu las cu bine, nici nu iau, dar nici nu-l las. Să fac la dușman acasă, la dușmani să fac acasă. Nici nu-l las, dar nici nu iau, nici la altul n-am s-o dau, nici la altul n-am s-o dau. La poie lângă ponoare, și acolo un m-am născut. Muica m-a învățat să cânt, și acolo un m-am născut. Muica m-a învățat să cânt. Hei, plaiule, frumoasesc cânteșile. Hei, plaiule, cloșan, eu le cânt și la dușman. Mă întorc mereu la podul lui Dumnezeu și la casa ce sub stei, unde-mi sunt bunicii mei. Și la casa ce sub stei, unde-mi sunt bunicii mei. Hei, plaiule, frumoase scânteșile. Hei, plaiule, cloșan, eu le cânt și la dușman. Cu drag și cântând cu drag cobor, pieșe spane la zaton. Și cântând cu drag cobor, pieșe spane la zaton. Hei, plaiule, frumoase scânteșile. Hei, plaiule, cloșan, eu le cânt și la dușman. La liliac, la cornere, c-a dat liliac un floare și e mare sărbătoare. Ge la patrin moștenită, ge toată lumea iubită. Hei, plaiule, frumoase scânteșile. Hei, plaiule, cloșan, eu le cânt și la dușman. Hei, plaiule, frumoase scânteșile. Hei, plaiule, cloșan, eu le cânt și la dușman. A fost Ionuț Tudorescu din nou pentru dumneavoastră. Dacă nu cântai cântecul ăsta, nici nu mai plecam la Craiova. Mi-am cântat plaiul, sătucul, da. Dar mă doare sufletul când știu că nu mai am bunici. Da, Ionuț, de acolo de sus veghează asupra ta. Știu tot timpul. Te întrebam, telespectatorii noștri, la ce să se aștepte de la Ionuț Tudorescu în viitorul apropiat? Cât repede să, că mai cât avem un telefon. Avem un telefon. Cât am să pot, am să aduc imprimări noi și nu mai stau. Am imprimat o piesă, două, am să aduc publicului. Mai avem un telefon. Alo? Bună seara. Bună seara. Bună seara. De la Lungușoara, Mihedin. Da, vă ascultăm cu drag. Dacă e să se poate o melodie de la Mehedin, de la Nicu Pupăza. De la Mehedin pentru dumneavoastră, da? Da. Cum să nu? După ce terminăm de vorbit, o să încheiem cu un cântec de la Mehedin. O seară bună în continuare. Cu tot dragul. Mulțumim. Da. Consider că ai fi putut să faci mai mult pentru cântec? Da. Pot spune cu tărie și afirm cu tărie că puteam mai mult, dar serviciu, fiindcă
Este a fost primordial. Da? Familia. Da. Și, dar încerc să... Ai avut un model în viață? Da, modelul în meu. În folclor. Da, rămâne tata Dumitrașcu. Ion Dumitrașcu, da. Pe care îl salutăm. Cu siguranță, da. Ai avut prieteni în care ai crezut și te-au dezamăgit? Prietenii, propriu spus. Măi, eu nu mă refer la prietenii, da, de zi cu zi. Da. În lumea, da, muzicală. Mai sunt și asemenea oameni, dar... Dar ai avut și oameni care te-au ajutat. Păi, ești printre ei. E, lasă-mă pe mine, că eu am făcut bine la, da, multă lume, da. Într-adevăr, am avut foarte mulți oameni, dar în primul rând este tata Dumitrașcu, căruia îi datorez toată întreaga, da, mea carieră. N-am să uit acea emisiune realizată la Podul lui Dumnezeu, sus, unde am reușit să adun o parte din vocile minunate și îmi cer iertare, am uitat să pronunț numele unei ființe, drag sufletului meu, Olguța Berbec. Olguța Berbec, da. Ea pentru mine e a doua fiică, să știi. Da, este un om minunat. Da. Ei bine, dragii mei, am să rog pe Ionuț să-și adreseze un salut telespectatorilor noștri. Dragii mei, vă doresc tot binele din lume, să aveți o noapte liniștită, iar începând de mâine să aveți credință în Dumnezeu și în propriile forțe. Și nu uitați, cântecul este mereu, mereu aproape de sufletul dumneavoastră, prin noi. Noi trăim datorită dumneavoastră și vă mulțumim din suflet. Vă țug și vă iubesc. Doamnelor și domnilor, îi mulțumesc și eu lui Ionuț Tudorescu pentru prezență. Îți doresc multă sănătate și aștept să ne revedem cu bine. Am să închei, nu înainte de a adresa o invitație din partea primăriei și Consiliului Local Țânțăreni pentru toți iubitorii de cântec popular și în mod special pentru toți locuitorii comunei, invitându-vă duminică, începând cu ora 15, pe stadionul comunal, la un eveniment de sărbătoare, alături de nume mari din muzica populară, precum Constantin Enceanu, Vasilica Dinu, actrița Jeni Nicolau, Vasile Ciobanu, Cristian Bănățeanu, Liviu Dică, Marcu Nicolici, Ionela Angel Popa, Elena Popescu, Angelica Mirea, Aura Zgaibă și o surpriză pentru tineret în premieră absolută, trupa Dagu Project, care va încheia seara de duminică. În speranța că și în această seară am adus un strop de bucurie în sufletul dumneavoastră, realizatorul emisiunii Porți Deschise pentru Cântec vă spune tuturor la revedere, invitându-l pe Ionuț Tudorescu să încheiem seara cu cântec. Așa trec zilele, mame, cum se duc frunzele, Doamne, așa trec zilele, mame. O, pic atunci când bate vântul și le acoperă pământul, dar zilele, mumii miele, trec cu doruri și durere. Zile bune, zile rele, am trecut, Doamne, prin ele. Lumea zice că mi-e bine, dar plânge inima mine. Ce
ce șige, cine sânge parce. Ai vrut copii cu care ce șige, cine sânge parce. O, vin acasă n-anul odată, și atunci doar să ce vadă. Ce bucuri că-i vezi pe toți, nu le spui că nu mai poți. Zile bune, zile rele, am trecut, Doamne, prin ele. Lumea zice că mi-e bine, dar plânge inima mine. Că nu vezi ce-ai legănat. Îi aștept noapte și zi, numai mamă să nu fii. Zile bune, zile rele, am trecut, Doamne, prin ele. Lumea zice că mi-e bine, dar plânge inima-n mine. Zile bune, zile rele, am trecut, Doamne, prin ele. Lumea zice că mi-e bine, dar plânge inima-n mine.